Hei prieteni, eu sunt Laura și astăzi vreau să încerc să fac ceva ce n-am mai făcut până acum și mai exact vreau să fac câteva mini slime-uri pentru o păpușă Barbie. Și totuși, dacă încă nu te-ai abonat la canalul meu de YouTube, poți să faci asta chiar acum. De asemenea, poți să apeși pe clopoțel dacă vrei să primești o notificare de fiecare dată când postez un videoclip nou și dacă vrei poți să mă susții și pe contul meu de Instagram care va fi aici pe ecran. Deci hai să începem. Asta e o păpușă Barbie, are foarte, foarte mulți ani, cred că, nici nu știu, de când eram eu foarte mică, în orice caz e una dintre păpușile mele Barbie preferate, nu știu de ce mi-a plăcut atât de mult și încă îmi place, încă mi se pare drăguță. Și astăzi vreau să fac câteva slime-uri pentru ea. Ca să înțelegeți mai bine, teoretic poți să faci un slime pentru Barbie foarte ușor, adică iei dintr-un slime mai mare și rupe o bucățică și gata, slime-ul e gata. Dar vreau să fac ceva un pic mai complicat și mai exact să încerc de la zero să fac niște slime-uri foarte, foarte mici, slime-uri mini, care să fie potrivite pentru o păpușă Barbie. Deci, haide să înceapă distracția. Primul slime pe care vreau eu să-l fac este un slime Galaxy pentru Barbie. Nu știu dacă o să reușesc, dar eu o să încerc. Pentru început o să adaug puțin lipici dizolvat cu apă. Din câte vedeți, adaug foarte, foarte puțin și acum o să trebuiască să torn activator. O să torn așa câteva picături. E foarte puțin aici, sper să mai curgă ceva, da, hai că curge. Torn vreo 3 picături, 4 maxim. Atât ajung, 5. O să încerc să activez chestia asta minusculă. Nu știu dacă o să reușesc. Hai că ceva se activează. N-am mai încercat niciodată să fac slime-uri atât de mici. Uitați-vă, se activează, super! Deci, prieteni, baza pentru Galaxy slime-ul nostru este gata. Eu mă gândeam să fac 3 bucățele pentru a pune 3 culori, dar cred că o să fie prea mare. Din acest motiv o să rup această bază în 3 bucăți. Asta va fi prima, după le rup pe restul 2. Uitați-vă doar cât de minuscul e! Vai! Dar se întinde destul de bine! Wow! Cât de mult poți să întinzi un slime atât de micuț! Și în asta o să adaug prima culoare. O să pun o cantitate foarte micuță de clay. Și acum o să o încorporez. Doamne, e atât de drăguț să faci slime-uri atât de micuțe. Și e foarte ciudat procesul ăsta de încorporare într-un slime atât de micuț, pentru că trebuie să-mi folosesc doar maxim 4 degete, să zicem. Am incorporat bucățica noastră de clay și slime-ul nostru de culoare albastru este gata. Ne-au mai rămas 2 culori. Pe ăsta îl punem într-o parte. De aici mai rupem jumătate. Așa, și punem următoarea culoare. Ca să vă dați seama cât de micuță este bucata asta de clay, ăsta este un ambalaj obișnuit, știți că de obicei eu adaug foarte mult, iar aici am rupt doar o mică bucățică, e minusculă pe lângă tot ambalajul, care și așa nu este foarte mare. O încorporăm. Ok, este gata și mi-aduce aminte de un butter slime. Super! O punem într-o parte și trecem la ultima bucățică, care este aceasta. La fel, foarte micuță și drăguță. Și adăugăm încă o bucățică extra minusculă dintr-un clay mov. Încorporăm. Și este gata! Uitați-vă cât de drăguț! Avem aici cele 3 bucăți dintr-un slime pe care imediat o să le amestec împreună în speranța că o să reușesc să fac un galaxy. O să le unesc așa, încetişor. Vai, cât de adorabil! Și înainte să le amestec, vreau să le mai adaug câteva decorațiuni. Am aici o pungă întreagă de steluțe, dar vă dați seama că nu pot să adaug toată punga la cantitatea asta minusculă de slime. De-aia o să adaug doar câteva steluțe.
atâtea cu siguranță ajung. Și de asemenea vreau să adaug puțin glitter argintiu și când zic puțin, chiar vreau să adaug puțin. Mi-e frică să-mi torn prea mult. Hai. Gata, ajungem. Și, prieteni, momentul cel mai culminant. Să vedem dacă o să se primească Galaxy. Ok. Începem să amestecăm. Hai că seamănă, zic eu. Seamănă cu o mică galaxie. Vreau să îl învârt așa și să fac o mini floricică pentru păpușa noastră Barbie. Vai, cât de adorabil! Wow! Ok, prieteni, Barbie-a mea deja este pregătită pentru distracție. Îi întindem așa mâinile în sus, nu știu dacă o să reușească să-l țină. Și îi înmânăm acest Galaxy Slime. Wow! Deci arată super mișto! Din păcate, îi se duce mâna în jos pentru că este destul de veche, dar în sine arată super, super, super. Deci mie mi-a plăcut foarte mult rezultatul pe care l-am obținut. Bine, Barbie s-a distrat destul. Înțeleg, Barbie, că l-am făcut pentru tine, dar mai pleacă din cadru. Vreau totuși, prieteni, să vă arăt vouă mai aproape rezultatul. Uitați-vă ce culoare frumoasă s-a primit până la urmă după ce am amestecat cele trei culori. Aici avem și steluțele din galaxia noastră. Doamne, mi se pare pur și simplu superb. Chiar și dacă este atât de micuț, chiar te poți distra cu el. Și cel mai mult mă fascinează aceste floricele pe care poți să le faci dintr-un slime atât de micuț și ele totuși se primesc atât de adorabile. Uitați-vă, prieteni, m-am ambiționat să adaug slime-ul pe care l-am obținut într-un recipient atât de micuț în care Barbie o să-și poată să-și păstreze slime-urile, desigur. E foarte important asta. Deci ăsta a fost primul slime, trecem la următorul. Iar următorul slime pe care vreau să-l fac pentru Barbie este un slime fluffy sau un slime pufos în limba română. Pentru asta, desigur, avem nevoie iarăși de lipici, atât ajungem, doar de câteva picături dintr-un activator. 1, 2, 3, 4, 5. Acum încercăm să activăm această minune micuță. Doamne, ăsta este minuscul. Ok, prieteni, baza noastră pentru slime este gata, este extrem de micuță și totuși se întinde foarte bine. Înainte de a trece la procesul de a-l transforma acest mini slime într-un fluffy slime, vreau mai întâi să-i dau puțină culoare. De data asta vreau să-i adaug puțin colorant alimentar. Hai că ajungem. Și o să încorporez culoarea. Deși colorantul era roșu spre vișiniu, mie mi se pare că s-a primit mai mult un roz așa mai aprins, ca și culoarea acest slime. Și acum hai să-i adăugăm ce este cel mai important într-un fluffy slime și mai exact spuma de ras. Oh, sper că n-am pus prea multă. Să încorporăm, sau cel puțin să încercăm. E un dezastru total. Sper că o să reușesc să încorporez. Și fluffy slime-ul nostru este gata! S-a primit de o structură foarte dubioșică pentru că este foarte micuț și fluffy slime-ul trebuie să-l ții așa cu ambele mâini, iar pe ăsta eu nu pot pentru că este prea mic pentru asta și nici nu pot să fac imprime ori de degete pentru că este minuscul, dar cred că poate aici să ne ajute Barbie. Deci, prieteni, din câte vedeți, este posibil să lași imprimeuri de degete într-un fluffy slime minuscul.
Uitați-vă, prieteni, ce mai poți să faci cu genul ăsta de slime. Poți să-l lași așa să curgă încetişor, încetişor. Este foarte plăcut. Iar acum eu propun să îl dăm în mâna lui Barbie. Ok, prieteni, din câte vedeți, Barbie este gata și doar m-a rugat să nu îi murdăresc crochița pentru că gica a fost foarte scumpă. Uitați-vă ce bine se potrivește culoarea slime-ului cu rochia ei. Super! Hai să îl dăm în mâini să vedem ce părere are. Hei, cred că tocmai era să-i murdăresc rochia. Ok, fluffy slime-urile nu sunt făcute pentru Barbie, pentru că ele curg foarte tare și pot să îi murdărească rochița, deci nu cred că mai merită să încercăm încă o dată sau hai că încercăm pentru abonații noștri ce n-am face. Hai să mai încercăm o dată. Hai. Iar să-i murdăresc rochia. Ok, deci am ajuns la o concluzie. Dacă vreți să-i faceți un slime lui Barbie, mai bine îi faceți un slime Galaxy decât un slime pufos. Am pus și cel de-al doilea slime într-un recipient și abia acum îmi dau seama că deși acest slime s-a primit relativ roz, situația cu el n-a fost deloc roz. Să trecem la următorul slime. Iar de data asta, prieteni, vreau să încerc să-i fac lui Barbie un slime un pic mai transparent. De-aia o să folosesc de data aceasta lipici transparent, desigur. Atât ajungem. Turnăm și puțin activator. Așteptăm să curgă. Hai, curgi. 1, 2, 3, 4, 5. Am pus tocmai 7 picături de activator ca să îl fac un pic mai activat. Și începe procesul de amestecare. Uitați-vă cum s-a primit într-adevăr destul de clear. Ok, prieteni, și ăsta este slime-ul pe care l-am obținut, într-adevăr, destul de clear, însă cred că eu m-am ambiționat un pic prea tare și l-am supraactivat un pic, însă tot este slime și se întinde dacă tragi de el destul de ok. Uitați-vă cât de transparent e, super! Și aș zice eu că se întinde destul de bine, iar acum vreau să-i adaug puțină culoare. Să adaug iarăși puțin colorant alimentar. Destul. Și o să încorporăm. Strângem și ce am lăsat pe aici pe masă. Cât de drăguț se primește! Ce rău murdărește mâinile! Până se încorporează culoarea, desigur, după n-are nicio problemă. Wow, mie mi-amintește de ochelarii aia de vară cu lentilă din asta așa galbenă. Bine, ochelari de vară nu prea se pune că poți să porți ochelari când vrei tu. Deci, da. Dar uitați-vă cât de drăguț! Vai, îmi place foarte mult. Uitați-vă și voi cum se vede prin acest slime. Superb! Doamne, și uitați-vă cât de bine se întinde pentru un slime atât de micuț. Din câte vedeți, prieteni, Barbie este gata. De-aia o să-i dau acum acest slime. Să sperăm că măcar ăsta nu o să-i murdărească rochia. O să o ajut să țină mâinile pentru că este cam greu. Nu, hai că se descurcă. Eu cred că acest slime este mult, mult mai potrivit pentru Barbie pentru că nu curge la fel de rău ca slime-ul ăla, cum îi zice, fluffy. Adică aici, da, îi se dă mâna în jos pentru că e veche, dar în sine slime-ul este mult, mult mai ok pentru Barbie. Pe ăsta chiar vă recomand să îl faceți dacă, desigur, vreți. Deci, prieteni, am pus și ultimul slime de astăzi într-un recipient extra micuț. Deci, prieteni, astea sunt slime-urile pe care am reușit să le obținem astăzi pentru păpușa noastră Barbie. Iar astea două le recomand cu plăcere pentru păpușelele voastre, dacă vreți să le faceți și voi, desigur, slime-uri. Deci, prieteni, ăsta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut acest clip, acest mini-experiment, care într-adevăr este foarte interesant din punctul meu de vedere, nu uitați să apreciați acest videoclip cu un like. Eu am fost Laura și ne revedem în videoclipul următor. Pa!